Lovitură pentru mișcarea Resist. DICOT anchetează modul în care această grupare este finanțată, informează Luju.ro. Publicația scrie că există suspiciuni de spălare de bani și constituire de grup infracțional în scopul întreprinderii de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procurorii ar investiga peste 400 de tranzacții cu criptomonede în valoare totală de 15 milioane de dolari. Portofelul virtual de pe platforma blockchain ar fi alimentat în ultimii 3 ani organizațiile care au promovat intens mișcările de stradă. Cea mai importantă pistă pe care merg procurorii DICOT privește faptul că toate sumele din acest portofel virtual al mișcării hashtag Resist ar proveni dintr-o singură sursă, respectiv Fundația Ștefan Bathory din Polonia. Pentru cei care nu știu, această fundație este sponsorizată în mod direct de către miliardarul cu viziuni globaliste George Soros, scrie Luju.ro. ONG-urile vizate de ancheta DICOT ar fi Declic, Vă Vedem, Corupția Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Casa Jurnalistului, Vice.com și Rezistența TV. Jurnaliștii Luju.ro mai susțin că înaintea protestului din 10 august, organizațiile care colaborează cu mișcarea Resist ar fi retras sute de mii de euro din depozitul virtual.